Cu prilejul Zilei Naționale a Culturii, pe 15 ianuarie, Biblioteca Națională a Republicii Moldova a inaugurat expoziția cu genericul Patrimoniul Cultural al Republicii Moldova în context european. Patrimoniul cultural constituie una dintre cele mai reprezentative file din moștenirea omenirii, studierea și protecția cărora a devenit o normă obligatorie a fiecărei țări. În contextul acestui eveniment, dar și în contextul zilei de astăzi, ziua de naștere a marelui clasic al literaturii române Mihai Eminescu, noi am hotărât să organizăm această expoziție. În continuare găsiți foarte multe albume și alte tipuri de documente care reprezintă patrimoniul Republicii Moldova. Este important de menționat că practic toată producția editorială care este prezentată aici în vitrine este editată aici la noi în Republica Moldova. Noi ne dorim ca tânăra generație, dar și întreaga comunitate să cunoască că deținem un patrimoniu, acest patrimoniu este pus în valoare și noi, cei care dețin această informație, trebuie să sensibilizăm opinia publică despre acest patrimoniu. Anul 2018 a fost desemnat prin decizia UE a Parlamentului European și Consiliului Anul European al Patrimoniului Cultural. Principalele obiective sunt de a încuraja valorificarea patrimoniului cultural al Europei ca resursă comună, de a conștientiza și sensibiliza opinia publică cu privire la istoria și valorile comune, precum și de a consolida sentimentul de apartenență la un spațiu european comun. La eveniment au participat personalități care au contribuit la elaborarea Registrului Național al patrimoniului cultural imaterial și înregistrarea elementelor din patrimoniul cultural în registrul UNESCO. Expoziția e foarte, foarte binevenită, mai ales pentru tinerii care o privesc. Sunt cărți, sunt albume care ne vorbesc despre acei oameni care au muncit și au lăsat o urmă pe acest pământ, anume în domeniul culturii, în primul rând, și nu numai în cultură, în domeniul științei, în domeniul învățământului, în toate domeniile. Ea este micuță expoziție, dar este foarte impresionantă. Fiind un stat european, Republica Moldova deține un patrimoniu deosebit de bogat. Astfel, șefa secției Arhive de Folclor din cadrul Bibliotecii Naționale, Veronica Bantaș, spune că este de datoria noastră să atragem atenția asupra posibilităților oferite de patrimoniul nostru cultural, precum și asupra provocărilor cu care acesta se confruntă, să contribuim la declanșarea unei schimbări reale în modul în care apreciem și protejăm patrimoniul nostru. Expoziția are mai multe părți, ceea ce ține de partea istorică a Chișinăului, bunăoară aici avem, ceea ce ține de artă, sunt niște cărți interesante, niște albume și monografii care transmit cu adevărat istoria poporului și o arată în imagini. Putem vedea și cum a fost mai înainte, ceea ce ține de clădiri, de biserici, de mănăstiri. Putem vedea cum, ce a fost după ce a fost reconstruite. Menționăm că expoziția conține cărți, albume, monografii din colecțiile Bibliotecii Naționale, inclusiv din colecția Carte Veche și Rară. Iar cei interesați sunt așteptați să o examineze cu atenție la fața locului.